numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Preaiubiți părinți, preaiubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul. Amin. Nu știu dacă ați ajuns toți la citirea Evangheliei. Unii n-ați ajuns, că am început asta mai devreme. Să știți Evanghelia de la Luca, capitolul 8, despre vindecarea demonizatului din Ținutul Ghergesenilor. Un om chinuit, un om din care diavolii făcuseră un om fără nicio speranță. Era el însuși un necaz, un chin pentru cei din jur. Se pare că și familia îl abandonase. Era un viu mort. Spune Evanghelia că stătea în morminte, în săpate, în stâncă, acolo locuia. Și îi înspăimânta pe toți cei care treceau pe acolo. Și Mântuitorul, când vine acolo, deja demonii se înfricoșează, că așa se întâmplă când se apropie Hristos de un om. Demonii se înfricoșează și când zice Domnul un cuvânt, ei trebuie să plece. Chiar dacă se legiune. Domnul a pus această întrebare, care se este numele? Și ei răspund, legiune. Suntem mulți. Cât de înnorocită e starea oamenilor care au ajuns să fie stăpâniți de cel rău. Așa sunt. Sunt un necaz pentru cei din jur. Sunt un chin. Nu mai este nicio speranță. Cunoaștem și noi avem, mai ales că noi preoții primim atâtea situații disperate și cereri disperate de la părinți când copiii tineri ajung stăpâniți de cel rău prin patim. Mame care vin chinuite fără nicio speranță. E destul să-l cuprindem cineva un demon al patimilor ca să fie pierdut și toți cei care încearcă să-l ajute simt că sunt pierduți și fără speranță. De altă parte, Evanghelia arată ce face Hristos din om, că vine Hristos în viața omului. El a vindecat fără să fie multă lume de față, erau păzitorii porcilor numai acolo. Și când au venit cei din cetate anunțați nu atât de vindecarea omului, cât de pierderea porcilor, l-au găsit pe omul acela îmbrăcat, înainte era gol, rupea tot de pe el, îmbrăcat și sănătos, la minte, întreg la minte, spune Evanghelia, îmbrăcat și întreg la minte, dar numai atât. Omul acesta nu era numai sănătos trupește și cu o minte normală, ci era un om care îl întâlnise pe Iisus. Trei lucruri se spune despre omul acesta vindecat. Era îmbrăcat, înainte era gol. Am slujit 8 ani ca preot voluntar la Spitalul Psihiatric din Sibiu. În 1990 până în 1998. Păi imediat că de acum s-a deschis o capelă la Spitalul Psihiatric din Sibiu. Și acolo aveam și 2 secții de cronici. Cam 90 de oameni erau în fiecare secție, bărbați, secție femei.
Și între bărbați erau doi care erau goi, că nu se împărtau haine pe ei. Goi. Și era frig. Saloane era cum era. Ei dârdâiau firea goală. Și face diavolul din oameni. Chinuie cumplit. Deci pe cel care fusese bolnav, grav, oamenii când au venit l-au găsit îmbrăcat, întreg la minte, probabil unul de apostoli, duse hainele. Cu de acolo între ei și au pus haine pe el. Întreg la minte și mai era un cuvânt care spune, și la picioarele lui Iisus. Și l-au găsit. La picioare cu un om credincios. Numai ca un om care este din spital, cumva ameliorat, cum se spune, cam așa este oameni din spital. Merg la spital, startează acolo, fac tot ce pot și este ameliorat, așa scriu pe fișa de ieșire. Omul acesta era de plin sănătos, reglamente și mai era ceva ce aici nu poate da spitalul. Era la picioarele lui Iisus. El experimentase întâlnirea cu Iisus. Citeam zile trecute un cuvânt al Sfântului Antoni de Suror, a fost primul episcop în Anglia, un episcop de origine rusă, un om deosebit, un om sfânt. Până el, ce înseamnă să te întâlnești cu Iisus? Că poți să fii și preot, poți să slujești ani de zile, citești toate rugăciunile, dar nu te-ai întâlnit cu adevărat cu Iisus, care străpunge inima, care te schimbă, care te face să stai la picioarele Lui, să nu mai vrei altceva. Nu-i destul să spui că sunt credincios, că îmi fac rugăciunile, că simt posturile. E foarte important să te întâlnești cu Iisus Hristos, cum s-a întâmplat omul acesta. Și când te întâlnești cu El, nu mai poți să pleci de lângă El. Ești la picioarele lui Iisus. Și asta ne spune finalul Evangheliei. Când Mântuitorul a fost alungat, ceilalți, se vede că nici familia omului vindecat, n-a înțeles prea mult, nu găsim pe acolo cineva de jos să vină să mulțumească Mântuitorului. Nimeni n-a venit să-i mulțumească din cetate de acolo, din ținutul acela, până și numele e stâlcit. E așa stâlcit că unii mai spune ținutul Gadarenilor, ținutul Gerasenilor și Sfântul Luca spune Gergesenilor, până și numele este amestecat, stâlcit din cauza demonilor de acolo. N-a venit cineva să-i mulțumească Mântuitorului. Nu s-au găsit alții acolo în ținutul acela păgân. Era păgân, ținutul păgân la răsărit de Marea Galilei. În fața Galilei, spune Evanghelia. Să vină să-i mulțumească Mântuitorul. Nici măcar familia, poate nu mai știu. Familia poate l-abandonase. Oamenii aceia cer lui Iisus să plece. Numai că cel care fusese demonizat vrea să plece și el cu Iisus. Și Iisus îi spune un cuvânt pe care îl ascultă imediat, necondiționat. Ce a învățat omul acesta în cele câteva, știu eu, poate zeci de minute sau poate ceasuri cât a stat de plângă Mântuitor? Ce a învățat? Mântuitorul spune, nu, zice, du-te în casa ta, în cetatea ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Nu știm ce știa despre Dumnezeu. Poate că el nici nu era evreu. Poate era păgân. Poate nu-l învățase nimeni vreodată despre Dumnezeu. El știa un Dumnezeu singur, pe Iisus. Domnul trimite să spună cât bine a făcut Dumnezeu și el merge în cetate peste tot și spune cât bine a făcut lui cine? Iisus. Pentru el Iisus e Dumnezeu. El l-a întâlnit. Și orice credincios nu mai crește într-un Dumnezeu, nu mai crede într-un Dumnezeu impersonal, așa, crede în Dumnezeu. Crede în Hristos. A fi creștin înseamnă să te întâlnești cu Hristos, cu adevărat.
să cazi la picioarele Lui, să nu mai vrei să te desparți de El și să înveți să asculți de Domnul necondiționat. Că Domnul i-a spus nu, du-te și fă cu tare. Și El a plecat. N-a mai insistat, n-a mai... El a învățat un lucru că ce spune Iisus trebuie împlinit necondiționat. O de a învăța noi lucrul acesta. Atâția oameni spus credincioși, dar n-au de gând să-L asculte pe Iisus. Ei fac după capul lor. Și credința și o fabrică după mintea lor. Un torș cu credința. Și avem situații și în biserici, și în oasea Domnului. Când vezi și credința au unii, te îngrozești. Ei n-au învățat un lucru esențial, să asculte de Hristos. De asta s-au avut tot apostolii. În ce zile, când a fost? Acum două duminici, când pescuirea minunată. Scriptura spune lui Petru, mână la adânc și aruncă vrea să pescuiești. Știa, Doamne, toată noaptea mi-am zis, dar dacă la cuvântul Tău voi arunca mreaja, a învățat Petru și el la picioarele lui Iisus atunci să arunce mreaja, să asculte de Iisus. A fi credincios înseamnă să-L primești pe Hristos în așa fel încât nu mai ai voia ta și știința ta și eu știu mai bine, eu sunt pescar, eu știu că nu mai am nicio șansă, n-are rost. Nu? Nu mai ai voința ta. Vezi să asculti de Iisus. Când vezi pe un om care nu mai știe să asculte, așa nu mai e credincios. Avem oameni care nu mai ascultă de nimeni. Avem și în biserică oameni, avem și preoți, cum zici, atenție, care spun ce nu trebuie să spună. Avem și frați care spun că frații au stat și nu ascultă de nimeni. Și starea lor e cumplită. E o stare cumplită. Nu știu când de-a mântuirea. Știam dimineața aceasta când m-am sculat amintul cuvânt al Sfântului, acum care nu-ți dat Părintele Paisie Olaru de la Sihla. Și mântuirea este cu a nevoie, zice. Spunea el unor oameni, zice, mă rog pentru voi, voi nu vă rugați. Și greu să ajungi în rai. Nu crezi că ajungi în rai așa că ți se pare ție că ajungi în rai. Este o vorbă în Munții Apuseni, unde soția mea de asta știu vorba lor, ce îmburde-te Dumnezeu în rai. Este un fel de urare, să te Dumnezeu te ia așa ca pe un butuc și te burdă în rai, te aruncă în rai. Mântuirea e un lucru greu, un lucru serios. Trebuie să vrei să te mântuiești, trebuie să asculți să te mântuiești. Să te întâlnești cu Domnul, să-L asculți întru toate. Asta a făcut omul acesta care a fost vindecat, asta a învățat. Ce minunat a fost viața lui după aceea când el a învățat odată pentru Domnul să asculte pe Hristos. Evanghelia nu mai spune nimic despre el, dar putem înțelege din atât ce spune cuvântul de final al Evangheliei de astăzi. Iar bărbatul în care ieșiseră demoni ruga să rămână cu el. Iisus însă i-a dat drumul zicând, întoarce-te la casa ta și spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Și a plecat vestind în toată cetatea cât i-a făcut Iisus. Dar numai în casa lui, de el a mers în toată cetatea. Și iată un om care nu mai este mai vindecat, este apostol. Este apostolul acelui ținut. Parcă am vrea să știm numele. Parcă am vrea să știm mai mult. Dar așa sunt sfinții. Sfinții fac lucruri mari și după aceea se ascund. Nu fac reclamă. Deci noi avem acum un mod de a face reclamă. Tot ce se vorbește cineva, bine sau rău, apare pe YouTube. Din păcate avem boala asta și pe la oastea Domnului. Se apare acolo pe film. Nu apare, nu e regulă. Învățăm smerenia. Învățăm să-L slăvim pe Iisus, nu pe noi înșine. Asta a învățat acest om minunat, tămăduit, sufletește, trupește, îmbrăcat, nu numai cu haine, ci îmbrăcat cu harul Dumnezeu și mai ales îmbrăcat cu haina minunată a smereniei, care dispare. Dar asta nu înseamnă că nu-L vom găsi dacă Dumnezeu ne va ajunge să ajungem în rai, să-L găsim acolo, să întrebăm pe El mai multe despre
Și a însemnat lucrarea lui de vestire a lui Hristos în ținutul acela al Decapolei. Decapole înseamnă 10 cetăți. Era în zona aceea de răsărit a Iordanului și a Mării Galilei, erau un ținut în care erau 10 cetăți mai importante, de asta se numea Decapole, 10 cetăți. El este apostolul Decapolei, sau Decapolis. Aș vrea să mă refer puțin la apostolul de astăzi, care este extraordinar. De la Efeseni, capitolul 2, numai câteva versete, 7 versete. Și permite să-mi citesc integral, că am impresia că dacă aș întreba foarte mult, n-aș ști să spuneți despre ce a fost vorba. Când vin la biserică, vin foarte atent la Evanghelie și la apostol. Dacă ne întreabă cineva, ce s-a citit, știm să-i spunem. Da. Foarte bine. Când ai deschis ochii, urechile Domnului și ascultăm cuvântul. Iată ce scrie Sfântul Apostol Pavel la Efeseni, capitolul 2, versetele 4 până la 10. Dar Dumnezeu bogat în milă pentru multa sa iubire cu care ne-a iubit, pe noi cei ce eram morți prin greșelile noastre, ne-a făcut vii împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți, și împreună cu El ne-a sculat și împreună cu El ne-a așezat într-o ceruri, în ceruri, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare covârșitoarea bogăția harului Său, prin bunătatea ce a avut-o către noi într-o Hristos Iisus. Căci în har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu este de la voi. Este darul lui Dumnezeu. Nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru că a Lui făptură suntem zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit înainte ca să umblăm întru ele. Aceasta este pericopa din Efeseni capitolul 2. În continuare, apostolul arată ce a făcut Hristos din ei. Ce era odinioară și ce sunt acum, ca creștini. Erau păgâni în Efes. Mare cetatea Efesului, era centrul, capitala Semici. Capitala unei provincii romane. Provincia Asia. Poate ce era odinioară, apare și într-o opoziție între odinioară, limba greacă este pote, și ce sunt ei acum? Ca oameni care au cunoscut pe Hristos și au venit biserică. Pote și nim. Opoziția între pote și nim. Dar înainte de aceasta este apostolul pe care am auzit astăzi. Care ne spune că Dumnezeu a făcut o minune cu noi. Că eram morți. Morți prin greșelile noastre. Și El ne-a făcut vii. El. Înțelegem? Un om care e în păcat, e mult mort. Mortul omnicește și moartea omnicească e moartea cea mai cumplită. Este mort înainte de a muri. Și vine, face Hristos. Păcându-ne să murim față de păcat. Să înviem întru El. Iată, din această opoziție. Moarte, viață. Odinioară, acum. Mântuirea este o lucrare a negreitei bogății a milei lui Dumnezeu. Dumnezeu, bogat fiind în milă, pentru iubirea sa de oameni și a multe ne-a iubit și morți fiind noi, datorită păcatului ne-a făcut vii împreună cu Hristos. Asta înseamnă diferența între un creștin și un necreștin. Un credincios și un necredincios. Credinciosul este viu. Dacă nu este viu, înseamnă că
ceva nu s-a întâmplat cum trebuie în viața lui. Sau nu înțelege credința. Iar ceilalți sunt morți. De la care nu aștept ceva bun. Vezi că nu fac bun și nu poți aștepta ceva bun. Măcar că îi promit că fac drept. Suntem în epoca promisiunilor preelectorale. Dar noi dăm de numeri. Știm că îți vorbe goale. Că-s morți. Ce se fac cu un mort? Te lăsi să aștepți să-ți facă ceva bun. Creștinul este un sculat din morți și așezat în cerul. El trăiește viața cerească înainte de moartea trupească chiar. Și Dumnezeu arată acum în biserica sa prin credincioșii săi covârșitoarea bogăției arului său. Versetul 7 chiar acest lucru spune că de fapt în viața credincioșilor este anticipată viața viitoare. Pentru că viața pe care o dă Dumnezeu în Hristos este o viață cerească. Totul este rodul lucrării și a bunătății lui Dumnezeu. Și apare această expresie pe care foarte mulți au stâlcit-o. Căci în har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu-i de la voi, este darul lui Dumnezeu. Nu din fapte ca să nu se laude nimeni. Protestanții au scos de aici că te mântuiești fără fapte bune. Versetul ăsta îl pun în pruntie. Sola fide. Te mântuiești numai prin credință, fără fapt. Ori nu iau aminte la ce spune mai departe Sfântul Apostol Pavel. În ultimul verset din Evanghelia de azi. Din Apostolul de azi. Pentru ca lui făptură suntem zidiți în Hristos Iisus spre fapte bune. Deci când Hristos te-a rezidit, te-a vindecat, te face în stare de fapte bune. Până la El nu poți face fapte. Pretind că faci. Sunt unii care sunt necredincioși, pretind ce lucruri mai fac eu. Sunt laudă pe acolo. Câte minuni au făcut ei. Tot felul de organizații, partide, fac fapte bune din banii pe care i-au tot de la alții. Sau de la cetățeni. Nu. Hristos când ne înviază din morți, sau Dumnezeu prin Hristos ne înviază din morți, ne-a zidit spre fapte bune. Atunci mai în El putem face fapte bune și este zorat de Duhul Sfânt. Nu spune Apostolul Pavel la Galateni. Prin roada Duhului. Primind Duhul Sfânt poți face fapte bune. Și atunci nu te mai lauzi. Când faci faptele bune, nu mai afli nimeni de El. Nu știe stânga ce face dreapta. Când faci reclamă prin ziare, prin știri, acolo ce grozav ai făcut tu, deja nu mai sunt fapte bune. Zidiți spre fapte bune. Da! Nu pentru meritul nostru să ne mântuiți. Mântuirea este un dar, este un har. O spune Sfântul Pavel insistent. În har sunteți mântuiți prin credință. Credința este cea care spune da lui Hristos. Hristos îți oferă mântuirea. Tu spui, da, Doamne. Asta e credința. Asta faci tu. Deschizi ușa. Nu din fapte ne mântuim, nu pentru meritele noastre. Nu merităm mântuirea. Mereu aflu acest răspuns. De ce nu te împărtășești? Vă treci pe noastră, de ce nu vă împărtășiți? Copiii până la 7 ani. Dar ceilalți unde sunt? Copiii care se împărtășeau, am trecut unde sunt? Ce faceți cu ei? Păi că nu-s meriți, că nu sunt vrednic. Când o mamă dă mâncare copiilor, le dă pentru că sunt vrednici? Pentru că e mamă și iubește. Când Domnul ne dă trupul său, este pentru că suntem vrednici?
Eu răspuns aiurea, spui, nu sunt vrednic, de asta mă împărtășesc. Nu sunt vrednic nici azi, nici mâine, nici mă împărtășesc. Sunt vrednic la postul Paștelor, numai atunci sunt vrednic, dar nici atunci nu e vrednic. Să fim atenți, nu ne mințim. Unde-s copiii? Când am văzut că toți mici m-am bucurat, dar unde-s cei mai mărișori? Ei de ce nu sunt la biserică, nu împărtășesc? Și cei mai mari de toți, părinții, unde sunt? E masa Domnului. El ne cheamă la masa Lui și noi spunem, nu, nu, mulțumesc. E harul lui Dumnezeu. Repet, mama dă și la copiii răi de mâncare, pentru că e mamă. Dacă mama ar da la copiii numai după merit, nu le-am dat la niciunul mâncare. Dacă Domnul le-ar da trupul său numai câte vrednici, n-a meritat niciunul. Deci cel mai urât răspuns și cel mai ticălos, păi nu sunt vrednic. Adică mâine voi fi vrednic. Fim foarte atenți. Da, mântuirea este un har, care Sfântul Pavel răsicat. Dar El când ne-a chemat, când ne-a înnoit în Hristos, ne-a făcut vii, vie, adică în stare, să facem faptul bine, a făcut, ne-a zidit spre fapte bune. Un creștin nu-și mai permite păcatul, nu mai poate păcătui. Nu? Sfântul Apostol Ioan spune că cei născuți de Dumnezeu nu păcătuiesc și nu pot păcătui, pentru că sunt născuți de Dumnezeu. Dacă pot păcătui, foarte grav. Am citit, cred că și altă dată, cu dintre acesta de la Epistola 1 Ioan. Oricine făptuiește păcatul, săvârșește nelegiuire și mai departe. Oricine rămâne într-un el, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Adică nu s-a întâlnit cu Hristos. Chiar dacă spune că e preot, chiar dacă spune că e credincios, că e ostaș. Copiii nimeni să nu vă amăgească. Cel ce săvârșește dreptate este drept, precum acela, adică Hristos drept este. Cine săvârșește păcatul este de la diavolul. Pentru că de la început diavolul păcătuiește. Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu ca să strice lucrurile diavolului. Oricine este născut de Dumnezeu nu săvârșește păcat. Pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în acesta și nu poate să păcătuiască fiindcă, nu este, fiindcă este născut de Dumnezeu. Auzi, nu păcătuiește și nu poate să păcătuiască. Dacă putem să păcătuim, să fim foarte alarmați, înseamnă că nu suntem credincioși. Degeaba credem că suntem credincioși. Dar credem că putem amesteca credința noastră în Hristos, calitatea noastră de creștin sau de ostaș, cu păcate, mi se pare nou că sunt mici. Unii vin, nu la spovedi, că am niște păcățele am, adică păcate mai mici, n-am păcate mari. Când cauți mai din adinsul, vezi că sunt păcate mari, de fapt. Bine, dar câte avorturi ai făcut? Păi numai 20. Ca și cum ar fi prea puțin. Mă mori doi copii, ai ieși și când are păcate mari, când numai 2. Dacă ar fi făcut 12, era mai bine. Să ne ferească Dumnezeu! Doamne. Să ne trezim! Să ne trezim cu toții. Ia să vedem aici cu bucurie cu fratele Ostaș, care l-au cunoscut pe Dumnezeu și s-au hotărât pentru El. S-au întâlnit cu El și înțeleg ce înseamnă viața creștină. Și ne bucurăm foarte mult că suntem împreună cu frați care pot să ne mărturisească și astăzi, cu ajutorul Domnului, vom auzi mărturisiri despre astfel întâlnire cu Hristos ca cea de care vorbește Evanghelia de astăzi. O întâlnire care ne face sănătoși, întregi la minte, ne pune la picioarele Domnului. Amin. Slavă Tatălui și să fie Domnului.